Mulți chemați, puțini aleși. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Iisus și El știe ce vorbește. Întrebarea mea este, oare de ce? De ce sunt mulți chemați și puțini aleși? Aș îndrezi să spun, toți sunt chemați, dar nu toți sunt aleși. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grinarele, voi zidi altele mai mari și acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai adunat, pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și aceeași gură a rostit cu o altă ocazie, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Am încheiat scrierile lui Petru 1 și 2 Petru și aș vrea să facem o recapitulare. Dragii mei, Petru scrie pentru că în inima lui s-a cuibărit o teamă pentru sufletele destinatarilor săi. Dacă el n-ar crede în pericole pe drumul mântuirii, n-ar exista aceste cărți în Scriptură și poate niciuna din cele pe care le avem în Noul Testament. Dacă sufletele lor erau în pericol, ale noastre să fie mai puțin în pericol astăzi? Oare problemele sunt mai puține? Atacurile sunt mai blânde asupra veșniciei sufletului nostru? O epistolă are trei părți esențiale, are niște destinatari, dacă n-ar fi ei, nimeni nu le-ar fi adresat o epistolă, o scrisoare. Dar există și un autor, în cazul acesta este Apostolul Petru, și el adresează sau se leagă de destinatarii săi prin corpul acesta de două scrisori, în care are un scop foarte clar și un mesaj pe care îl folosește pentru atingerea scopului său. Dați-mi voie să vă readuc în minte lucruri pe care noi le-am parcurs, de fapt, împreună. În primul rând, dacă mă gândesc la destinatare, faceți în fața dumneavoastră o hartă. În nord aveți Marea Neagră, noi ținem de ea, avem port la Marea Neagră, dar la sud de Marea Neagră avem Bulgaria, Turcia și toată zona aceea era Asia Mică în vremea în care scrie Petru. Și în Asia Mică erau provinciile romane ale secolului respectiv. Ascultați ce arie uriașă acopere Petru prin scrierea lui. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin pont. Pontul este chiar la sud de Marea Bulgaria de astăzi și Turcia de astăzi. Pont, Galatia, coborâți un pic spre mijlocul hărții. Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, nord, sud, est, vest și în mijlocul Asiei Mici. Cu alte cuvinte, acopere toată zona asta geografică prin scrierea lui. Dar ce vrea să le spună de fapt el? Capitolul 4, versetul 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și la venirea și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Urmașii Lui Hristos, indiferent în ce colț de istorie ar trăi, indiferent când și în ce epocă, sunt străini și călători și vor fi întotdeauna străini și călători pe acest pământ, ca și Avram, tatăl nostru al tuturor. Dar știți care e problema? Nu doar că suntem străini și călători, cu alte cuvinte, într-un fel, neadaptați la societatea asta care e guvernată de Domnul Puterii Văzduhului, ci suntem tratați ca atare. Și din pricina aceasta, nu de puține ori, peste cel creștin vine prigoana și suferința. Noi am ocolit-o cât putem,
Ascultați-l pe Pavel, scrie din temniță, este ultima lui scrisoare către Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 10 la 12, face o retrospectivă asupra relației dintre cei doi în timpul călătoriilor lor misionare. Tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea și răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra, în partea de sud a imaginii pe care aveți înaintea voastră, pe care Pavel le-a străbătut. Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Dar ascultați versetul 12. De altfel, de la experiența lui personală, el se ridică și generalizează lucrurile pentru copiii lui Dumnezeu, pentru tine, pentru mine. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Nu toți creștinii, dragii mei, sunt o mulțime de creștini neghină în tarlaua asta lumii, nu toți creștinii, ci doar aceia care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Întrebarea, deci, nu este dacă vei suferi, ci pentru ce vei suferi. Și Petru spune, nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, adică urmaș al lui Hristos, să nu-i fie rușine, să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Când e vorba de suferință, toți avem un bun simț. Este vorba despre un bun simț pe care noi îl punem în proverbe. Dacă ai minte cât o găină, te ascunzi de ploaie, te tragi sub streașină, da? Dacă ai un pic de bun simț și un pic de minte și înțelepciune, nu o să suferi degeaba. Nimeni nu suferă pentru lucrurile în care nu crede. Accept suferința doar pentru lucrurile în care crezi cu adevărat. Petru știa lucrul acesta și de aceea scopul scrierilor lui este să întărească în sufletul lor convingerile cu privire la adevăratul har al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mă mut de la destinatar la autor și să-l întreb pe Petru, Petru, de ce ai scris aceste două scrisori? El îmi spune lămurit în capitolul 5, ultimul capitol din prima sa epistolă, versetele 12 și 13. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, și ascultați scopul lui, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu, adică lucrul pentru care se merită să suferi, indiferent care ar fi prețul pe care trebuie să-l plătești, este harul acesta de care v-ați alipit. Nu uitați, în diaspora respectivă, el scria unor biserici în care probabil majoritatea erau iudei. În sinagoga evreiască a pornit biserica secolului I. Ori iudeii care s-au desprins într-un fel din iudaism aveau ca dușman pe cei din casa lor. Aveau, dragii mei, deasupra lor sinagoga și pe bătrânii cetății, care erau cu ochii pe ei și cu gura pe ei. Cu alte cuvinte, toată artilelia grea a semenilor lor era îndreptată împotriva creștinilor. Ostracizați, marginalizați, scoși afară din slujbe, din familii, renegați. Și într-o astfel de situație, până și mâna Romei era împotriva lor. Tu nu ți-ai pune întrebarea, dar de ce m-am lăsat de tradiția părinților mei? De ce am ieșit de la templu? Uite, templu este încă în picioare în Ierusalim. Uite-te ritualului, doar Dumnezeu a dictat toate aceste lucruri. El a dat legea prin Moise. Nu cumva am greșit prin alegerea mea? Și Petru le scrie, nu dați din mână drumul la harul de care v-ați alipit. Acesta este adevăratul har. Suferi doar pentru lucrurile în care crezi cu adevărat. Dar oare știu ce cred? M-am pomenit în Biserica lui Hristos, vin la adunări, mai citesc Biblia din când în când, dar dacă ar fi să dau extemporal, și nu vi-l dau eu, dragii mei, ni-l dă viața. Ni-l dă viața la fiecare răscruce în care trebuie să alegem între un pumn de arginț și ascultarea de Dumnezeu. Sunt extemporalele pe care Dumnezeu ni le dă. Am intrat într-o afacere și pot trăi fie drept și la lumina zilei, fie la negru, de frică că nu-i avea ce mânca. Când de frică că n-am ce mânca, înșel și mint, practic îl mint și îl înșel pe Dumnezeu, pentru că dovedesc necredința mea în El. Viața ne dă extemporale când nici nu te aștepți. Azi ești sănătos, mâine descoperi că ai un cancer. Ce faci?
dacă n-ai nicio nădejde, dacă ești ancorat numai în deșertăciunea aceasta, urli ca nebunul pentru că lași în urma ta ceea ce ai iubit toată viața, deșertăciunea. Dacă nu crezi că Dumnezeu este tatăl văduvelor și a orfanilor, este foarte greu să dai drumul din mână la copiii tăi și la nevastă ta. Richard Urban spunea, când noaptea securitatea bătea la ușă, știa că trebuie să mă ia, primul lucru pe care trebuia să-l fac este să iau pe nevastă mea și pe pruncii mei, să-i pun în mâna lui Dumnezeu, să ui de ei. În mâna lui Dumnezeu. E treaba lui de aici încolo să le poarte de grijă. Dar ca să suferi pentru adevărurile fundamentale ale Scripturii, trebuie să le cunoști și să crezi în ele. Și epistola lui Petru conține o parte din aceste adevăruri esențiale, fundamentale. În dimineața aceasta aș lua lucrarea Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl ne-a ales, Dumnezeu Duhul Sfânt ne sfințește și Dumnezeu Fiul a lucrat mântuirea pentru noi. Și Petru vorbește despre alegerea noastră, despre sfințirea noastră și despre mântuirea noastră. Ascultați-L pe Domnul Iisus din nou, mulți chemați, puțini aleși. Oare de unde știu că eu sunt între cei aleși? Sunt între cei chemați, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să aibă îndurare de toți, nu doar de unii. Cu alte cuvinte, toți sunt chemați. De ce sunt puțini aleși? Și oare eu voi fi între cei aleși sau nu? Sunt între cei aleși sau nu? Vă aduc înainte o imagine pe care ați văzut-o deseori cât am vorbit din Petru. Observați, în mintea mea îmi pot crea teologii și teologiile creează imagini și imaginile creează moduri de viață, de trăire. Dacă eu spun că Dumnezeu m-a ales înainte de întemeierea lumii, la sfințirea care continuă în trăirea creștină, este un mod de a gândi, un tipar în care pot să-mi torn viața. Dar dacă spun ce spune Petru, că Dumnezeu m-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare și stropirea cu sângele lui Hristos, atunci în mintea mea trebuie să trag peste primul tipar. Pentru că eu nu sunt ales la sfințire, ci sunt ales prin sfințire. Ascultați ce spune Pavel în Evrei, capitolul 12, versetele 14 în jos. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dar ce înseamnă să urmărești sfințirea, să te preocupe sfințirea? Versetul următor, luați bine seama ca nici unul sau nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăsar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Dragii mei, nu este unul în sală care să n-aibă o problemă. Pentru unii par mai mari, pentru alții par mai mici. Foarte multe lume mă întreabă, cum sunteți, știind care sunt problemele prin care trec și eu? Și întotdeauna răspund la fel, mai bine decât merit. Și am observat ceva de-a lungul vremii. Zâmbesc și eu, zâmbesc și ei. Aș putea să spun, mă doare umărul, nu pot să mișc cotul, nu știu ce s-a întâmplat cu degetele mele, nu mai văd bine, medicii mi-au spus că o să-mi pierd vederea, nu funcționează pancreasul, mă dor picioarele, Vreți să continui? Spuneți-mi, cui e folosit toate lucrurile astea? Atunci când eu, cu ochii pironiți la problemele pe care le am, n-am bani, mimică foarte pensia, am lucrat 40 de ani, dacă vă spun ce pensie am, v-ați cruci. Da, știți, toți suntem acolo. Ei, în momentul în care sunt ochii cu problemele mele, lăstarii de amărăciune, eu vorbesc despre un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care poate vindeca. Și eu cred în lucrul acesta. Dar care alege să-mi spună, Pavele, harul meu ți este de ajuns. Și trebuie să accept să mă mulțumesc cu hotărârea lui. Și atunci, lăstarii de amărăciune sunt tăiați din rădăcină, dragii mei. Observați, dacă n-am grijă de ei, dacă preocuparea mea este pe răul din lumea asta, da, îs supărat pe guvern, îs supărat pe primar, îs supărat pe tot sistemul în care trăiesc. Nu știu de ce nu m-am născut în altă parte și într-o altă epocă. La ce mi-ajută? Eu cred că suntem chemați să acceptăm situația în care ne aflăm, să ne ridicăm deasupra ei prin credința noastră în Dumnezeul nostru. Dar ascultați versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau,
care pentru o mâncare, ce e o mâncare? Un blid de linte, 12 lei, dacă vrei să cumperi mâncarea, sau 15 lei, sau nu știu cât costă la restaurant. Pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Poate că ați uitat că noi toți suntem biserica întâilor născuți, scriși de Dumnezeu în cer, da? Toți suntem biserica întâilor născuți. Noi avem un drept al întâiului născut, o moștenire a întâiului născut. Să dai cu piciorul în ea pentru o mâncare? Pentru un punct de deșertăciune? Nu e o nebunie. Viața e cât un lat de palmă. E ca un abur care se ridică și piere. Ca o floare care înflorește și seara se usucă și este aruncată în foc. Înainte de toate, să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, scrie el în a doua epistolă, în capitolul 3. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Dar în capitolul precedent ne atrage atenția. Influența lor este uriașă asupra noastră. Mulții vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Dar noi, spune el în capitolul 3, din aceeași a doua epistolă, versetul 13. Noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. După făgăduința lui, așteptăm lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa, spune Pavel, sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Pentru că Dumnezeu ne dorește în prezența Lui sfinți și fără prihană. Pentru că Dumnezeu ne dorește în prezența Lui sfinți și fără prihană. El ne-a ales nu la sfințire, ci prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Așadar, dragii mei, mai întâi sunt ales sau sfințit? Mai întâi sunt... Da? Dacă ți se cere să dai socoteală de nădejde, dacă este în tine, întrebarea mea este ce vei spune? Mai întâi sunt sfințit și apoi sunt ales. Și acum înțeleg de ce sunt mulți chemați, puțini aleși. Dragii mei, nu dați vina pe un Dumnezeu absolut suveran care face ce vrea și omoară 99 de oameni ca să păstreze unul. Nu, nu, nu. Ăsta nu-i Dumnezeul meu. El l-a dat pe singurul lui Fiu. Ci gândiți-vă, ce vă preocupă de luni până luni? După ce alergați, ce doriți, ce dorim? Sfințirea este preocuparea noastră de căpătâi sau deșertăciunea în care trăim. Nu uitați, mai întâi suntem sfințiți, apoi aleși, de aceea urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. De ce sunt mulți chemați și puțini aleși? Pentru că pe puțini dintre noi ne preocupă realmente sfințirea noastră. Dorim să vedem minuni, dorim să ne simțim bine, dorim, dragii mei, să transformăm bisericile ca într-un mall, nu ca într-o sală de judecată, că biserica este totdeauna un loc de judecată mai întâi, nu un loc în care te simți bine. Dar evităm cât putem sfințirea și suferința ei. Foarte mulți dintre noi, când citim Biblia, ne oprim unde ne convine. De pildă, dacă aș deschide în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, aș citi cu bucurie prima parte. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Dacă ne-a dat tot, nu lipsește nimic. Amin? Amin. Tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat spre slava și puterea Lui. A, aici e un pic de problemă, pentru că n-am timp pentru cunoașterea Lui Hristos. Sunt prea preocupat cu deșertăciunea acestei lumi. Prin care ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. După care tragem o linie groasă și ne oprim aici și uităm ceea ce urmează. Și din pricina aceasta, opriți la jumătatea drumului, aruncăm totul, basculăm totul pe Dumnezeu și noi suntem liberi. Dar, într-adevăr, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Nu uita, Dumnezeu nu fuge în locul tău. Tu trebuie să fugi, ajutat de El. Eu trebuie să fug. De aceea dați-vă și voi toate silințele, continuă textul.
Spuneți-mi, de ce fugim de sfințire creionându-ne teologii care să ne lasă inima totuși liniștită în alegerile pe care le-am făcut? Dumnezeu nu girează pentru ideile mele, girează doar pentru ideile Lui și El le-a pus înaintea mea în Sfânta Scriptură. Fugim de sfințire pentru că sfințirea doare. Am vorbit despre alegerea prin sfințire și Petru ne vorbește despre sfințirea prin suferință. De ce implică sfințirea suferință? Din trei motive, dacă țineți minte. Am discutat despre ele. În primul rând este durerea care vine din lupta cu păcatul. La fiecare dintre noi, dacă este unul în sală care n-are de luptat cu păcatul, aș vrea să stea de vorbă cu mine după, să mă bucur și eu de bucuria lui. În al doilea rând, după ce am terminat de luptat cu mine însumi, trebuie să lupt să trăiesc drept într-o lume strâmbă. Să fac afaceri curate într-o lume în care totul merge la negru. În care un stat bolnav trage pielea de pe oameni. Și eu trebuie să-mi pun încrederea în Dumnezeu într-o astfel de lume. Și în al treilea rând, nu-i suficient să mă apăr de loviturile celor din jur pentru că sunt creștin, ci trebuie să las garda jos, să ies, să iubesc și să-i slujesc. Și asta doare și mai mult. Este tripla durere a sfințirii. Nimeni nu o poate evita. Nimeni. Nimeni nu o poate evita. Dați-mi voie să las pe Petru să ne vorbească prin câteva din textele lui. Capitolul 1, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Dragii mei, poftele noastre nu vin să bate la ușă, să zică, alo, este cineva acasă, îmi dați voie să intru, ați dori să... Nu. Poftele intră pe sub ușă, pe cheia ușii, intră pe toate locurile, te apucă cu toate ghearele și te trag după ele. Pentru că păcatul are un cap de pod în carnea fiecăruia dintre noi. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mierul, fără cusuri și fără prihană, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Nu vă lăsați târâți. Ce forță imensă are pofta, nu te juca cu ea. Și de aceea, în capitolul 2, versetul 11, Petru continuă, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Nu scoate sabia, vei pieri de ea. Cu alte cuvinte, fugi de pofte, nu te lupta cu ele. Când dorința se transformă în poftă, n-ai nicio putere împotriva ei. Niciuna, indiferent despre ce poftă este vorba. Să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. De ce doare sfințirea? Din pricina faptului că atunci când dezbrac omul vechi, uneori vine cu piele cu tot. Și, Doamne, complicată-i să îmbraci omul nou și să păstrezi omul nou pe tine. Dar în al doilea rând, durerea sfințirii vine din faptul că sunt în mijlocul unor oameni care au alt sistem de valori decât am eu, care trăiesc după alte principii decât trăiesc eu. Eu sunt străin și călător și pentru că sunt străin în mijlocul lor, ei mă scot afară ca pe un corp străin și o fac prin batjocurile lor, prin felul în care mă privesc. Poate că în zilele noastre este mai multă toleranță pentru că suntem în postmodernism, da, și acum fiecare crede ce vrea, dar ascultați-l pe Petru și nu cred că s-au schimbat lucrurile până în ziua de astăzi. Capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și noi nu putem spune decât, adă Doamne ziua aceea, mai curând, da? Ziua cercetării. Capitolul 4,
Versetul 3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, că ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri idolești și în slujiri idolești. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Sau capitolul 4, versetele 14 în jos. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, observați, nu pentru relele pe care le-ați făcut, pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine de numele acesta, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru el. A fi creștin înseamnă a merge împotriva curentului. Nu ne place, am vrea ca toți să vină cu noi, dar noi suntem șuvoiul acela mic care trebuie să răzbească în fața curentului, trebuie să vâslim în susul apei. A fi creștin înseamnă a înfrunta presiunea de grup și a rămâne în picioare în fața ei. A fi creștin înseamnă a avea puterea să trăiești în baza convingerilor tale, indiferent ce zic cei din jur. Indiferent ce zic cei din jur. De ce doare sfințirea? Din pricina luptei cu păcatul. Dacă nu ești în război cu păcatul, nu ești între cei aleși. Îmi pare rău, alegerea nu este o poveste, ci dacă ești ales prin sfințirea, sfințirea trebuie să fie o realitate în viața ta. Și sfințirea începe în lupta cu păcatul. De ce doare sfințirea? Pentru că trăiesc într-o lume străină, ca străin și călător, respins de toți, pentru că sunt altfel decât ei. Dar am o menire și un mandat pe această planetă și de aceea mă țin de el, indiferent ce zic ceilalți. De ce doare sfințirea? Pentru că dincolo de a te apăra de batjocurile altora, trebuie să-i iubești și să-i slujești. Și este un lucru absolut nefiresc pentru firea noastră pământească. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr, spune în capitolul 1, versetul 22, v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, observați, am fost născuți din nou ca să iubim. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Capitolul 2, versetele 16 în jos. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor sau angajaților, fiți supuși stăpânilor sau patronilor voștri, din toată inima, nu numai de frică, și nu numai celor buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumiți. Capitolul 3, începând cu versetul 9, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, binecuvântați, că și la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Dragii mei, suferința doare sau sfințirea doare, suferința clar că doare, sfințirea doare, dar îmi pare rău să vă spun, nu poate fi evitată. Toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dacă știi mai bine că Apostolul Pavel, îmi pare rău să spun că trebuie să fii ca Izabela din biserică din Tiatira, care a tras biserica să cunoască adâncimile satanei. Dar de ce doare suferința? Observați, Tatăl ne-a ales înainte de întemeierea lumii prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu ne sfințește spre ascultare și dacă ascultarea s-a frânt spre stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Dar Dumnezeu Fiul lucrează mântuirea pentru noi. Și este foarte important cum definesc mântuirea, ce teologie am cu privire la ea. Petru ne spune că vom fi mântuiți ca sfârșit al credinței noastre, nu ca început al credinței noastre. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Există un moment al întâlnirii mele cu Hristos, este nașterea mea din nou. Pentru mine, mă uit înapoi în istoria mea, s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, nașterea mea din nou. Dar eu nu sunt încă mântuit.
Eu voi fi mântuit la ca sfârșit al credinței mele. Și între începutul și sfârșitul drumului este întregul proces al sfințirii cu toată suferința despre care am vorbit. Dați-mi voie să citesc textul, să nu pun de la mine niciun cuvânt. Capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți. În limba română este un perfect compus, o acțiune trecută și terminată. Am fost născut din nou prin învierea lui Hristos din morți. La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Ce se întâmplă pe drum? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea asta care încă n-a fost descoperită, ci gata să fie descoperită, voi vă bucurați mult, măcar că acum, când e acum? Acum! Acum e viața mea pe care o trăiesc, în mijlocul procesului sfințirii cu toată suferința ei. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Dar, Doamne, iartă-mă, de ce trebuie să-mi fie încercată credința? Ascultați răspunsul cerului. Pentru că există o credință moartă, o credință zadarnică, o credință drăcească. Există toate aceste lucruri. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Adă, eu vin la biserică. Nu despre asta e vorba. De-a-s baptist. Nu despre asta e vorba. Crezi sau nu cred? Oh, cred! Dar există și o credință fără fapte, nu-i așa? Care-i moartă în ea însăși. Ce tragedie este să ajungi la sfârșitul drumului înaintea judecății și să te pomenești că Domnul Iisus nici măcar nu te cunoaște. Plecați de la mine, voi toți cei care ați lucrat. Dar, Doamne, noi am făcut minuni în numele Tău, am scos draci în numele Tău. Îmi pare rău, nu vă cunosc. Plecați de la mine, voi care lucrați fără de legea. Pentru că încercarea credinței voastre, care e mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, vă bucurați acum pentru că veți dobândi atunci ca sfârșit, ca dovada unei credințe rămase în picioare, intacte, ca aurului care a trecut prin foc. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului vostru. Dacă mântuirea la sfârșitul drumului, nu e așa că te întreb și tu împreună cu mine, am vreo nădejde să ajung la destinație? Mai ales atunci când privesc în Biblie o generație întreagă care a pierit în pustie. Dragii mei, vestea pe care Petru le-o dă în versetul 5 este aceasta. Acum pe drum, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice altă putere. Dar atenție, mai este încă ceva, prin credință. Puterea lui Dumnezeu, credința este a ta, Petre, și m-am rugat pentru ea să nu se piardă. Aici e problema. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. De ce sunt mulți chemați și puțini aleși? Știți că sămânța a căzut în mai multe feluri de drumuri? Unul dintre este pământul stâncos, nu foarte adânc, s-a deschis repede pentru sămânță, a fost primit, a intrat în relația cu ea, sămânța a încolțit repede. Dar a venit o pală de soare, care este prigonirea din pricina Evangheliei. Și sămânța, planta s-a uscat. Tensie la credință. Uitați-vă la câteva modele ale mântuirii, pe care oricum le avem în mintea noastră. Și noi trăim în baza lor, fie că recunoaștem, fie că nu. Este mai cinstit să știi ce crezi și să ai curajul să zici în ce crezi. Mai bine o concluzie falsă decât niciuna. Cel puțin o poți corecta.
când ești confruntat cu adevărul. În primul rând, aș putea spune, Dumnezeu face totul, slăvit să fie numele. Nu e așa că sună bine? Dumnezeu face totul. Sau aș putea spune ca și majoritatea creștinilor din România, vorbesc creștini în general, care zic, o, nu, mântuirea e prin fapte, cu alte cuvinte, noi facem totul. Sau aș putea să citesc Biblia cu ochii deschiși, să văd care e partea lui Dumnezeu și care este partea noastră. Știu că n-am nici o nădejde ca prin neprihănirea mea să mă prezint înaintea lui Dumnezeu. Absolut nicio nădejde. Și de aceea am nevoie, dragii mei, ca de aer de lucrarea Domnului Iisus Hristos, de jertfa Lui, de moartea Lui, de învierea Lui. Și de aceea modelul biblic este cel care aveți înaintea voastră. Imaginați-vă, în loc de neoanele deasupra capului meu, este copertina sângelui Domnului Iisus și mulțumesc că e un pic mai lată decât atât. Pentru că eu nu prea știu să umblu drept și atunci uneori mai... Și în bunătatea Lui mă acoperă cu sângele Lui. Dar ce e foarte adevărat este că Dumnezeu nu mi-a luat libertatea să aleg între viață și moarte. Să mă dau rob păcatului sau rob ascultării. Eu am această libertate și după nașterea din nou. Așa hotără Dumnezeu. Ăsta e foarte binele lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când ies în decor prin păcat? Plata păcatului este moartea. E adevărat că Duhul lui Dumnezeu bate la ușa inimii mele, că trimite pe frații mei, că pune Scriptura în mâinile mele. Dar uitați-vă în capitolul 2 din Petru, la oamenii care s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. Deși au fost scos din mocirlă și spălați, s-au întors înapoi ca scroafa spălată în mocirlă. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea adevărului decât după ce au cunoscut-o să se lase de ea. Dacă Petru știe ce zice, credeți-l. Ce mare har, chiar și atunci când am păcătuit, există stropire cu sângele lui Hristos. Mă pot întoarce să mă reîmpac cu Dumnezeu, să iau lucrurile de la capăt. Dați-mi voie să închei cu câteva versete din cartea 2 Petru 1, capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, observați, prin cunoașterea. Aici este vorba de o cunoaștere în sens ebraic, o experimentare, o trăire a lui Hristos, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, și asta e partea mea, ca să uniți cu credința voastră fapta, în felul acesta fug de stricăciunea care este în lume prin pofte. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, cine e preocupat mai mult de deșertăciunea acestei lumi decât de sfințirea lui, cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Cum îmi întăresc alegerea? De unde știu că sunt între cei aleși? Din faptul că iubesc și caut să nu obstrucționez pe Duhul Sfânt în procesul sfințirii. Sunt gata să mă pocăiesc de păcat. Sunt gata să scot toate lucrurile cu care Dumnezeu nu-i de acord din viața mea, să mă pun în mâna Lui și să zic, vie împărăția ta, facă-se voia, dar și dă-mi tu mâncarea și îmbrăcămintea pe deasupra, dar nu fur și nu mint pentru ele. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vi se va da din belșug intrare, dar numai în felul acesta, în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Mulți chemați, puțini aleși.
Știe cineva de ce? În primul rând, pentru că nu avem timp să cunoaștem adevărurile lui Dumnezeu. Nu avem convingeri clare. Nu știm exact în ce credem. Și plutim așa, prin creștinismul acesta de moluscă, da? În care poți, te pierzi printre rânduri. Dar ferească Dumnezeu să trebuie să dai socoteală de nădejdea care este în tine, că nu știi ce să spui. Iar când ești la răscrucea drumului și suferința te arde, dai drum la orice, vins și pe Hristos pentru un pumn de arginț. Nu trebuie mulți, 30 ajung. V-am scris aceste lucruri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Spuneam că problema nu este dacă vei suferi ca și creștin, ci pentru ce vei suferi. Dacă știi în ce crezi, știi exact când să fii înțelept ca șerpii și blânz ca porumbei. Să n-ai înțelepciunea șarpelor este să suferi pentru ce nu trebuie. Nimeni din voi să nu sufere pentru lucruri inutile. Păziți-vă de cei ce vă vor duce în fața soboarelor, spune Domnul Iisus. Păziți-vă de ei. Cu alte cuvinte, nu trebuie să mergi fluierând la suferință de orice fel, dar nu trebuie să te lepezi de ea atunci când ies să-ți negociezi veșnicia, sufletul. Adevărul este că fiecare dintre noi, în ultima instanță, va suferi doar pentru lucrurile în care crede cu adevărat. În Epistola către Evrei, autorul este foarte supărat, pentru că scrie unor oameni care trebuia să fie de mult învățători, oameni în stare să învețe pe alții, și ei bâșbâiau în adevărul începător al lui Hristos, erau confuși în toate lucrurile, pentru că au avut alte ocupații. Țarina le-a rodit mult, hambarele le-au fost mici, au trebuit să le strice, să facă altele noi, să adune toate rodurile, să poată sta cu parul de șampanie în mână, să bea suflete și mănâncă, ai multe bogății adunate pentru mulți ani. Și n-au auzit cuvintele lui Hristos, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile care le-ai pregătit ale cui vor fi? Ce n-aș avea dacă nu l-aș avea pe Domnul Iisus Hristos? Într-un cuvânt, n-aș avea nimic. În Hristos avem absolut totul. Dar dați-mi voie să înșir câteva lucruri. N-aș avea nașterea din nou, pentru că nașterea din nou vine prin învierea lui Hristos. N-aș avea pace cu Dumnezeu, n-aș avea intrare în împărăția lui Dumnezeu. N-aș avea un avocat în ceruri care să mijlocească pentru mine atunci când am călcat strâmb și vin să-mi cer iertare. N-aș avea un mare preot care trăind pururea să mijlocească pentru mine desăvârșirea mântuirii mele, care încă nu s-a terminat. Ea se va termina la sfârșitul drumului. N-aș avea dovada dumnezeirii Domnului Iisus Hristos dacă El n-ar fi înviat din morți. N-aș crede în judecată și în judecător și aș putea trăi după poftele mele, fără niciun fel de problemă. Toate au rămas la fel. De când e zidirea aceasta? N-aș avea Domn și Hristos în locurile cerești. N-aș avea nădejdea revenirii Lui. N-aș avea nădejdea învierii mele. Mormântul ar fi stația terminus al existenței mele. Viermii sunt scopul pentru care exist. Dar viermii. N-aș avea mire ceresc și nuntă, n-aș avea domnie împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie și n-aș avea un Duh Sfânt locuind în mine și în noi ca să desăvârșească, să pregătească toate aceste lucruri sau pe noi pentru ele. Cu cât mai bine îl cunoști pe Hristos, cu atât mai simplu este să răspunzi la o ultimă întrebare. Oare se merită să sufăr pentru El? Pentru că sunt creștin? Nu pentru că sunt hoț, tâlhar și înșelător? Nu pentru că aud tot mai des numai cu pocăiți să nu lucrez? Nu. Nu pentru asta. Pentru El. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin. Amin.